Ana Porgras se numără printre cele mai îndrăgite concurente de la Survivor România All Stars. Fosta gimnastă se bucură de mult succes în rândul telespectatorilor, dar și pe traseele din Dominicană, unde aduce puncte pentru echipa ei. Faimoasa n-a fost în apele ei în ediția de marți seara a emisiunii de la Pro TV și a fost la un pas de a izbucni în lacrimi. Ana Porgras face tot posibilul să aducă puncte în urma traseelor din Republica Dominicană. Nu s-a ferit să muncească de zor și să lupte contra războinicilor, iar de fiecare dată a dat tot ce a putut pe traseele din jungla dominicană. Chiar și așa, faimoșii nu prea au avut șanse de câștig împotriva taberei albastre. Daniel Pavel a întrebat-o și pe Ana Porgras cum vede dezbinările din echipa ei, iar faimoasa a spus clar și la obiect că nu vrea să-și mai dea interesul pentru câștigul faimoșilor. Domnul Dan, din momentul acesta eu nu mai trag absolut deloc pentru echipa asta. Punct. Nu pot explica ce am acum, pentru că nu mă pot calma. În momentul în care o să mă calmez, o să explic exact ce simt și de ce, a spus Ana Porgras, în timpul emisiunii de la Pro TV.